Din nou, ne putem auzi. Dumneavoastră da, dar eu nu. Doar printr-un mesaj sau prin un alt gest, pentru că toate aceste învățături pe care noi le învățăm acum, stimați ascultători, din Cartea Deuteronomului, este un adevăr al timpului prezent. Dar din totdeauna, Biblia este o carte al timpului prezent. A fost în grădina Edenului la timpul prezent, a fost la scoaterea poporului Israel din Egipt la timpul prezent, la întoarcerea lor din robia babiloniană la timpul prezent și nașterea Domnului Iisus Hristos la timpul prezent, moartea Lui la timpul prezent și venirea Lui va fi la timpul prezent. Stimați ascultători, noi nu putem vorbi despre Dumnezeu ca despre orice persoană de orice poziție înaltă ar avea El pe acest pământ. Nu avem cum. Nu-L putem compara sub nicio formă, cu niciun chip, cu nicio persoană, cu nici animal, sau mai știu eu cu ce le dă în cap oamenilor să-L compare pe Dumnezeu. Sau cu cei care mor. Să se ducă la mormântul lor și să-L roage pe Dumnezeu să le răspundă acolo
prin acea persoană moartă. Total, total greșit. Oh, puteți merge, ca și Saul. Puteți merge, numai că nu v-a vorbit Dumnezeu, nu vă va vorbi Dumnezeu, cum nu i-a vorbit nici lui. Dumnezeu, dacă i-ar fi vorbit lui Saul, ar fi făcut în tocmai cum a făcut când și-a pierdut animalele. Și lui Samuel i s-a spus totul ce să facă Saul și unde să meargă, că totul este în regulă. Dacă Dumnezeu i-ar fi vorbit cu acea ocazie, nu i-ar fi spus: tu și cei doi copii ai tăi veți fi alături de mine. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ar fi spus acestea cuvinte, ar fi trimis după el cum a trimis după Ilie și alături de Domnul Hristos în ceruri. Dar pentru că cel care i-a răspuns lui Saul atunci a fost alături de Samuel în mormânt unde era el. Și așa a și fost a doua zi. Deci atenție, stimați ascultători, nu vă duceți în locuri unde nu-L găsiți pe Dumnezeu. Duceți-vă în locuri unde-L puteți găsi. Duceți-vă în locuri unde îl puteți găsi. Nu vă dau acum exemple unde, dar cel mai minunat loc unde îl poți găsi pe Dumnezeu este în casa dumneavoastră unde vă găsiți. Lângă patul dumneavoastră, lângă masa dumneavoastră, în camera dumneavoastră, în living room-ul dumneavoastră sau în camera de zi, acolo puteți sta de vorbă cu Dumnezeu, cât doriți. Orice problemă. Acum, pentru că ne găsim la cel de-al nouălea studiu biblic din Cartea Deuteronomului, un adevăr al timpului prezent, tema noastră se intitulează Să-și întoarcă inima. Stimați ascultători, când tu îți întorci inima către Dumnezeu, ți se minunează fața de bucurie. Mintea ta și inima mea cântă ca poporul Israel după ce a trecut Marea Roșie și corul acela minunat pe care l-a condus Maria a cântat cântarea eliberării lor din mâna egiptenilor și din mâna Mării Roșii. Au cântat plin de bucurie. Apostolii cântau în temniță, plin de bucurie. Acum aici, când inima noastră se întoarce către Dumnezeu, face lucruri minunate inima pentru noi și pentru Dumnezeu. Și textul care ne va conduce în studiul nostru se găsește în Deuteronom, capitolul 4, cu 29. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, și dacă de acolo, de unde de acolo? Din spital? La locul de muncă? Călătorind cu mașina? Sau într-un alt eveniment al vieții tale? Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Observați răspunsul din partea lui Dumnezeu, îl vei găsi, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Cum? Dacă îl vei căuta din toată inima, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Observați dumneavoastră cum trebuie să căutăm pe Domnul. Nu a ne preface să-L căutăm pe Domnul. Hai să-i dau un telefon să văd ce îmi va spune. No! Telefonul cu care îl putem contacta pe Dumnezeu este rugăciunea. Ăla este telefonul cu care putem sta de vorbă cu Dumnezeu. Nu telefoanele pe care le avem, oricât ar fi ele de înțelepte. Nu! Un adevăr de viață simplu ne urmărește și urmărește pe toți. Deci un adevăr simplu
nu sofisticat ca să nu-l poată înțelege nimeni, așa cum spun mulți creștini, eu nu înțeleg ce spune Biblia aici. Tu nu vrei să înțelegi, dar nu că nu vei putea înțelege. Și ce se întâmplă? Ne urmărește pe toți un adevăr simplu. Cu toți suntem păcătoși. Sau chiar mai ușor, tot ce trebuie să facă cineva este să dea, să se uite în oglindă, nu prea departe de fapt. În oglindă. Care este oglinda în care tu trebuie să te uiți, stimatul meu ascultător? Care este? Cuvântul lui Dumnezeu, exprimat în toată Biblia, de la Geneza la Apocalipsa și inclusiv în cele 10 porunci. Acesta este oglinda în care noi ne putem uita. Oricine are curajul să privească îndelung în interiorul propriei lui inime. Când te-ai sculat azi dimineață, ce ți-a spus propria ta inimă, stimatul meu ascultător? Ce ți-a spus propria ta inimă? Dacă ți-a spus să te rogi, e un lucru cel mai minunat și mai frumos. Iar dacă tu te-ai grăbit și ai luat țigarea în mână, ai luat tu, mai știu eu ce, nu te poți duce cu băutura în gură că conduci mașina dacă o conduci, nu te poți duce cu băutura în gură dacă mergi la lucru, dar te poți duce cu țigara. Te poți duce cu altceva. Aici nu este inima care o caută pe Dumnezeu în felul acesta. Firește, vestea bună nu se găsește în următorul verset care spune că suntem socotiți neprihăniți fără plată prin harul lui Dumnezeu. Prin răscumpărarea Domnului Iisus Hristos noi suntem socotiți neprihăniți. Când? Când vii la El și spui cine ești. Sub altă formă nu poți să te apropii de El. N-ai cum să te apropii sub altă formă de Dumnezeu. Să vii la El și să-i spui cine ești. Vameșul a spus, ai milă de mine păcătosul. Fariseul se înălța și se ridica în slăvi, că eu nu sunt ca vameșul acesta. O, de câte ori am spus în viața noastră, de multe ori am spus că nu sunt ca tine soție sau nu sunt ca tine soț, nu sunt ca tine vecinule, nu sunt ca tine colegul sau ca frate de biserică. De multe ori ne-am ridicat pe o asemenea poziție de la care Dumnezeu își întoarce fața. O asemenea rugăciune nu este ascultată. Tu ce faci și Dumnezeu nu face? Deci tu de ce faci și Dumnezeu nu face? Spune așa în Deuteronom, capitolul 5, versetul 22-29. O, de-ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiilor. Asigurarea, stimați ascultători, asigurarea, o, de-ar asculta și-ar păzi cuvintele mele, ar fi și ei și copiilor fericiți. Uitați-vă dumneavoastră ce e azi în lume. Uitați-vă, priviți și acuzăm guvernele, acuzăm doctorii, acuzăm pe cine putem acuza, că tot ce fac ei fac ca să ne distrugă. Oare? Asta este mentalitatea noastră, să ne distrugă. Nu e adevărat. Ce spune aici cuvântul Domnului? O, de ai asculta. Eu vă mărturisesc sincer, stimați creștini români, care înțelegeți cuvintele pe care vi le spun acum.
Eu vă spun 100% sau nu știu decât 1.000.000%. Dacă România ar fi făcut ce-a făcut cetatea Ninive, de mult COVID-ul ar fi fost eliminat din România. De mult. Eliminat și ar fi fost distrus de puterea lui Dumnezeu dacă ne-am fi întors la Dumnezeu cum s-a întors cetatea Ninive. Dar iată, Doamne, cum s-au întors românii. Uitați-vă cum se întorc românii la Dumnezeu. Se omoară unul pe celălalt, copii pe părinți, părinți pe copii, dau în judecată guvernele, dau în judecată doctorii și se luptă cu această pandemie care de care mai deștept, dar nici de cum care de care mai pocăit. Vă spun sincer, stimați români creștini, dacă dumneavoastră vă veți întoarce la Dumnezeu cum s-a întors cetatea Ninive, în curând România va fi liberă de COVID. Niciun picur de boală nu va fi în ea. Vă asigur, fără nici o umbră de îndoială în sufletul meu. Domnul, Creatorul, Dumnezeu, Cel care a făcut spațiul și materia, Cel care a dus lumea noastră la existență printr-un cuvânt, Cel care a suflat lui Adam în nări suflare de viață, este Cel care rostește o expresie asociată în general cu slăbiciune și cu limitele umane. Ce confirmare a liberului arbitru aici vedem, că există limite ale intervenției lui Dumnezeu în mijlocul marei lupte. Limite? Da. Limite. Și în ce putem limita noi pe Dumnezeu? Cu voința. Dumnezeule, n-am timp. El nu te forțează, așa cum spuneți dumneavoastră că guvernele ne forțează să ne vaccinăm. Nu! El nu te forțează. Sub nicio formă, nu. Dar nu semnează că va rămâne tot timpul această decizie a lui Dumnezeu? Nu semnează că va rămâne această decizie tot timpul a lui Dumnezeu. Va interveni în viețile noastre, vrem sau nu vrem. Vrem sau nu vrem. Și după cum noi oamenii suntem liberi să păcătuim, în același fel suntem liberi să alegem și pe Domnul Hristos. Observați dumneavoastră, libertatea ne aparține. Vrei să-L alegi pe Dumnezeu? Ești fericit. Vrei să păcătuiești? Nu te aștepta la binecuvântare. Nu te aștepta la binecuvântare. Poți să iei tot felul de medicamente, că nici unul nu-ți va fi de folos. Dar nici unul nu-ți va fi de folos. Și de ce credeți că COVID-ul acesta, vaccinurile acestea, nu sunt așa cum ar dori să fie? Pentru că mâna lui Dumnezeu nu este asupra acestor medicamente și chiar cât este, încă e bună și nu mor atâția oameni și nu vor muri atâția oameni și vor fi protejați. Dar dacă noi l-am căutat pe Dumnezeu din toată inima, acest vaccin și-ar face eficiența 100% în corpurile noastre și noi n-am mai comentat. Cam recunoaște puterea lui Dumnezeu. Dar cum să fie puterea lui Dumnezeu când noi am ales păcatul? Am ales să ne luptăm unii împotriva altora. Să alegem ca răspuns la îndemnul Duhului Sfânt să ne pocăim de păcatele noastre și să-L urmăm în cele din urmă. Alegerea ne aparține nouă și nu numai nouă. Și este o alegere pe care trebuie să o facem în fiecare zi și clipă de clipă. Unde te găsești, stimatul meu ascultător, raportat la mesajul pe care l-ai auzit? Unde?
Vrei să fii vindecat de Dumnezeu și cu păcatul în viața ta? Vrei să fii vindecat de Dumnezeu și cu păcatul în viața ta? Nu te aștepta că nu se va întâmpla. Nu te aștepta că nu se va întâmpla. Punctul 2. Ce știe Dumnezeu despre mine? Oare știe tot? Și vă dau un exemplu. Când Dumnezeu îl caută pe Cain, și îl găsește. Și Dumnezeu îl întreabă pe Cain, unde este fratele tău? Și Cain, ca și cum Dumnezeu nu știe nimic. Sunt eu răspunzător pentru fratele meu? Și Dumnezeu îi spune ce el nu s-a așteptat. Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Vă întreb acum, știe Dumnezeu tot sau nu știe totul? De multe ori nu ne spune totul, dar nu semnează că nu ne va spune. Când? Când va fi prea târziu ca tu să te mai poți pocăi. Când va fi prea târziu ca să te mai poți pocăi, atunci îți va spune. Dar și până atunci a vrut de atâtea ori să-ți spună că el știe totul despre viața ta. Dar cu cine să stea de vorbă? Cu cine să stea de vorbă? Cu samariteanca? A stat de vorbă la fântână și a spus totul și nici nu s-a așteptat ca cel samaritean, cum spunea ea, acest iudeu, cum spunea ea, va ști totul despre ea. Și când a văzut ce se întâmplă și ce îi spune, s-a lăsat pe deplin convinsă că este cel așteptat Mesia. Vreți să știți dumneavoastră că Dumnezeu știe totul despre dumneavoastră? Întrebați-L. Întrebați-L. Și ascultați câteva cuvinte în sensul acesta. În Biblie putem găsi dovezi ale preștiinței lui Dumnezeu. Și profeție și preștiință, dar nu predestinație. Nu! Preștiință, da, dar nu predestinație. Cu alte cuvinte, el știe mai dinainte tot ce se va întâmpla înainte ca eu să mă nasc. Cu 700 de ani Dumnezeu îi spune lui Isaia despre Cir. Înainte de a se naște. L-am ales. Și el nu era născut. L-a ales. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Observați dumneavoastră cât de clar i-a spus Iisus Hristos lui Petru? N-a mai avut ce să mai zică Petru, absolut nimic. Astfel, Domnul știe chiar înainte de a-i aduce pe copiii lui Israel în țară, ce aveau să facă odată ajuns acolo. Și atenție acum, când Moise era pe munte cu Iosua și i-a predat conducerea lui Iosua, Iosua a plecat jos de pe munte. Nu l-a mormântat Iosua. Nici nu a stat să vadă cine îl înmormântează și cum moare Iosua, Moise. Nu? După ce a plecat Iosua de acolo, Dumnezeu i-a arătat lui Moise toată istoria lui până la moartea Domnului Iisus Hristos. Înainte, i-a arătat Dumnezeu în preștiința lui. Și acum, ai vrea să știi cum vei muri? Te rog să nu-l întrebi. Te rog să nu-l întrebi cum vei muri, că te vei îngrozi. Te vei îngrozi când îți va spune cum vei muri ca Saul. Harul lui Dumnezeu este uimitor. Chiar și după ce se vor deda răului și idolatriei,
Dumnezeu are lucruri minunate pentru ei, îi va ierta și va reabilita. S-a folosit de acest lucru? S-a folosit. S-a întâmplat acest lucru? Da. Acum, înseamnă că pocăința este cel care ne apropie de Dumnezeu și Dumnezeu își schimbă atitudinea față de noi, cum a schimbat-o față de poporul Israel. Nu numai că i-a dus înapoi din Babilon, dar le-a schimbat și inima. Că niciodată de atunci, după întoarcerea lor din Babilon, ei nu și-au mai făcut chipuri cioplite și nu s-au mai dedat la idolatrie. Nu! N-a uitat. Și uitați ce spune Dumnezeu în Deuteronom 4, 29 la 31. Voi mă veți părăsi, dar eu sunt plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul încheiat cu părinții tăi. Auzi dumneavoastră ce face Dumnezeu? El nu uită legământul când tu l-ai încheiat la botez cu el. El nu uită. El te caută să te întoarcă înapoi. Dacă tu l-ai uitat. El caută să te întoarcă înapoi dacă tu l-ai uitat. Știe Dumnezeu totul despre noi? Știe. Ce nu știm noi? Noi nu știm nimic despre noi. Nici măcar peste o jumătate de oră ce voi face, nu știu. Și chiar dacă mi-am propus ceva în jumătatea acea de oră, vine un eveniment și nu-l mai pot înfăptui. Așa cum știu, o persoană s-o scula să meargă la lucru, fica lui a adus o bucățică de pâine la mașină să-l mănânce și a așteptat soția ca să vină lângă el să plece la lucru. La lucru nu au mai plecat. Au plecat la spital. Observați dumneavoastră? În câteva minute s-a schimbat tot cursul istoriei acestei familii. Acum, în Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 1 la 10, Dumnezeu pune binecuvântarea și blestemul. Izraele, dacă vei asculta, vei fi binecuvântat. Izraele, dacă nu vei asculta, vei fi blestemat. Tu decizi. Tu decizi ce faci. Și același Dumnezeu care a fost pentru poporul Israel, este același Dumnezeu și în noul legământ, în Noul Testament. Nu este altul. Nu, este același. Ideea este simplă și clară. Dacă dai greș, consecințele teribile vor rezulta pentru tine și pentru familia ta. Dacă dai greș, consecințele se vor întâmpla. Așa face păcatul. Așa face păcatul. Chiar și atunci te poți pocăi și Domnul te va aduce înapoi și te va binecuvânta. Numai dacă te întorci la El. Sub altă formă? Nu. Sub altă formă? Nu. Renunți la orice formă de păcat, la orice formă de ispită, și te duci înainte și acum îți adresez o întrebare. Deși acest mesaj tratează despre națiune ca întreaga lui Israel, cum reflectă aceste teste și cât de importantă este adevărata pocăință și la nivel individual? Națiunea, dacă vei asculta, și tu, omule, dacă vei asculta, e același principiu. Nu este altul. Atunci când uneori călcăm legământul pe care l-a făcut Domnul cu noi, când ne întoarcem ca națiune, Dumnezeu ne acceptă din nou, iar când mă întorc ca formă individuală, El mă primește din nou și mă binecuvintează.
sub altă formă, nu avem nicio șansă să fim binecuvântați. Și cum? Ce înseamnă din toată inima? Cuvântul, dacă mă vei căuta din toată inima, ce înseamnă? În Deuteronom, capitolul 30, 1-10, cuvântul Domnului spune: aici se descoperă harul și bunătatea lui Dumnezeu față de păcătoși și față de cei care recidivează. Chiar dacă aceștia au fost binecuvântați de Dumnezeu într-un mod unic, ai recidivat. Sau te-ai iertat și iar ai căzut. Recidivat. Și nu știu de câte ori te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu de atâtea ori te primește. Dar până la urmă vine o limită. Vine o limită. În cele din urmă, ei fusese nevoiți să facă alegerea de a se întoarce la Domnul și de a-L asculta cu toată inima lor. Într-un anumit sens, adevărata problemă era inima lor. Pentru că dacă aceasta era corectă față de Dumnezeu, acțiunile lor ar fi urmat pe aceeași linie dacă ar fi fost ascultați. Cum te întorci tu la Dumnezeu și te-ai rugat lui Dumnezeu pe genunchi pentru iertare și cum te-ai sculat de acolo, te-ai dus în altă parte? Cum vine asta? Nici de cum ce te-ai rugat și ce ai spus nu se înfăptește nimic în viața ta și în planul tău cu acea ocazie. Absolut nimic. Poporul se întrista pentru că păcatele aduceau blestemul. De aceea se întristau ei. Și eu când mă îmbolnăvesc și dumneavoastră când vă îmbolnăviți, îl acuzăm pe Dumnezeu. De ce tocmai mie? Că eu n-am fost ca. Așa a făcut poporul Israel. Le părea rău de consecințele pe care au urmat în urma căderii, dar nu le părea rău că l-au întristat pe Dumnezeu. Și-au păcătuit și l-au desonorat pe el prin viața lor. No! Uitați-vă dumneavoastră ce spune Moise într-o cuvântare la poalele muntelui Sinai. Ce vor spune egiptenii dacă tu îi vei omorâ? Observați dumneavoastră. De ce Dumnezeu nu ne omoară când facem răul? Ca să nu fie bajocurit numele Lui. Nu pentru că noi ne-am întors din toată inima la El. Nu pentru că noi L-am rugat din toată inima să facă acest lucru. Sub nicio formă, nu. Noi nu numai că suportăm consecințele neascultării, dar L-am și desonorat pe Dumnezeu prin viața noastră și este batjocurit numele Său pretutindeni prin modul nostru de viață. Adevărata pocăință este ceva mai mult decât durere pentru păcat. Mai mult decât durere pentru păcat este adevărata pocăință. Ea este o abatere hotărâtă de la rău. Pentru totdeauna. Pleacă de la mine, Satano, îi spune Domnul Hristos lui Satana, numai lui să-i slujești și numai lui să te închin. Clar! Și Satan a plecat. La Iisus nu s-a mai întâlnit în felul acesta ca ce în pustie. Decât a lucrat prin agenții lui, se facă viața amară. Dar cu el nu s-a mai luptat. Pentru că știa, degeaba mă duc, n-am nicio șansă. Dar vreau să-i fac viața lui amară. Numai când Satana caută să ne facă viața noastră amară, că nu-l ascultăm pe el, aici este mâna minunată a lui Dumnezeu și intervine și nu-i permite acest lucru. Ea este o abatere hotărâtă de la rău. Cât? Am fumat 10 țigări. Acum voi fuma 5. Chiar așa? Nu. Nu. Asta nu însemnează o decizie pe care o laudă Dumnezeu și o acceptă.
Eu, Dumnezeu nu vrea o întoarcere procentajă, în procente la El. 50%, 70%, 80%, 90% sau chiar 99%. Nu. Ori 100%, ori nimic. Domnul Iisus Hristos, când a murit pe Golgota, n-a fost pus pe Golgota doar mâinile și picioarele. A fost tot trupul Lui. Tot trupul Lui. Toată mintea Lui, toată inima Lui, absolut totul a fost pus pe cruce. Cum răspundem noi prin pocăință? Ne pare rău de consecințe? Sau că L-am întristat pe Dumnezeu? Dacă nu-ți pare rău că L-ai întristat pe Dumnezeu pentru consecințe, nu este părere de rău. Și de multe ori acest lucru facem noi. Doamne, îmi pare rău, n-am mâncat cum trebuie, am băut prea mult, am căzut, am condus mașina și am făcut accident, sau mai știu eu ce. Da, așa suntem noi, oamenii. Dar faceți roade vrednice de pocăință în Matei 3:1-8, spune Ioan Botezătorul la conducătorii iudei care veneau să se pocăiască, să boteze de către Ioan în râul Iordan. Le-a spus clar, faceți roade vrednice de pocăință. Vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu poți să crezi în Evanghelie dacă n-ai făcut pocăința prima dată. Pentru că Evanghelia mă învață ce să fac. Evanghelia mă învață ce să fac. Și dacă eu citesc Biblia, de 10 ori să o citești pe an, stimatul meu ascultător, și nu are loc o pocăință adevărată, degeaba ai citit-o. Degeaba. Fie că este Ioan cel care le vorbește în mod particular liderilor religioși sau Iisus care se adresează națiunii în general, ideea este aceeași. Pocăința. Pocăința. Trebuie să ne recunoaștem păcătoșenia și manifestăm pocăință pentru păcatul în sine și nu doar pentru consecințele lui. Trebuie să facem alegerea conștientă de a-L părăsi și încrezându-ne cu totul în meritele lui Iisus Hristos. Ascultăm de glasul Dumnezeului nostru în Deuteronom 15:5. Observați dumneavoastră? Veți asculta de acum încolo ceea ce Dumnezeu ne învață în cartea Deuteronomului? Adică, fiind conștienți de păcatul lor, le părea rău pentru El, străpunși în inimă, și voiam să știe ce ar trebui să fac acum ca să aibă pace la Dumnezeu. Aceeași întrebare trebuie să o punem noi, cum au spus conducătorii poporului pe timpul lui Petru. Bine, frate Petru, L-am omorât pe Hristos, L-am răstignit pe Domnul Hristos, dar care este sfatul? Nu le-a spus să căutați Evanghelia, le-a spus pocăiți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință și botezați-vă. Acest lucru se potrivește și pentru noi cei de astăzi. Dumnezeu îți va spune exact, stimatul meu ascultător, dacă te va străpunge la inimă mesajele pe care tu le vei auzi cu această ocazie. Dacă te va străpunge la inimă și vei întreba din toată inima pe Dumnezeu ce ai de făcut, El îți va spune ce ai de făcut. Și acum, ce avem noi de făcut acum împreună cu mine? Ce aveți dumneavoastră de făcut acum și haideți împreună cu mine? Cu fiecare pas al înaintării în experiența creștină, pocăința noastră va fi tot mai profundă. Domnul îi se adresează acelor care
i-a iertat și îi recunoaște ca fiind poporul său, spunându-le: atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră rea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă și din pricina nelegilor și urciunilor voastre. Ezechiel 36:31. De asemenea, el spune: voi face legământul meu cu tine și vei fi și vei ști că eu sunt Domnul, ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești, să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Dumnezeu. Ezechiel 16:62-63. Atunci buzele noastre nu se vor mai deschide pentru a exprima laude de sine. Vom ști că singurul nostru motiv de laudă se regăsește numai în Domnul Hristos. Și vom mărturisi împreună cu Apostolul Pavel: știu că nimic bun nu locuiește în mine. Și acum, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu Hristos. Eu nu știu cu ce vă veți lăuda dumneavoastră de acum acolo. Nu știu. Dar eu știu cu ce mă voi lăuda de acum încolo. Și dacă faci acest lucru, uitați ce știa Iov. Iov știa că Dumnezeu era singura scăpare din tragica lui situație. El fuge de Dumnezeu la Dumnezeu. Moise își încurajează poporul să facă la fel. El fuge de Dumnezeu la Dumnezeul popoarelor păgâne, dar în final tot la Dumnezeu fuge. În final tot la Dumnezeu fuge. Copiii lui Israel vor fi iertați datorită caracterului plin de îndurare a lui Dumnezeu. Nu pentru că noi facem fapte bune sau le vom face sau le-am făcut, Dumnezeu ne iartă. Nu. Pentru că El se îndură de noi și ne dă binecuvântarea Sa. Ce avem de făcut noi acum? Am o întrebare pentru dumneavoastră la care v-aș ruga, dacă se poate, să-mi răspundeți. V-aș ruga, dacă se poate, să-mi răspundeți ce ați fi făcut dumneavoastră într-o asemenea situație. Un ofițer nazist a omorât pe mulți evrei. Și a fost pe patul de spital, la spital, și nu putea să moară. Nu avea pace ca să moară. Și-a întrebat pe un asistent: caută-mi, te rog, un evreu ca să-i spun ce am făcut. Și ascultați cuvintele lui. Ascultați. Nazistul l-a rugat pe West Hall să-l ierte pentru crimele îngrozitoare pe care le comisese împotriva civilor evrei. Iertare fără de care, a susținut el, nu ar fi putut muri în pace. Să nu încercați să faceți acest lucru, stimați ascultători. Să nu încercați să faceți acest lucru cu acest om. West Hall, care a rămas în tăcere pe durata întâlnirii, a plecat fără să răspundă la cererea nazistului. El încheie întâmplarea cu o întrebare: tu ce ai fi făcut? Tu, stimatul meu ascultător, ce ai fi făcut? Dacă nu faci ca Iisus pe lemnul crucii: Tată, iartă-l, iartă că nu știu ce fac, n-ai nicio șansă să fii mântuit. Omul acesta evreu nu i-a răspuns că-l iartă. A plecat, fără să-i dea nicio asigurare că l-a iertat. A fost corect? Nu.
Dacă noi ne închidem istoria vieții noastre, fără să facem pace cu cei din jurul nostru care ne-au greșit, fără să ne întoarcem la ei cu toată inima și să rugăm să ne ierte pentru fapta noastră, suntem pierduți pentru veșnicie. O tânără întreabă pe un pastor în felul următor: mama mea care m-a născut, mama mea geologică, biologică, m-a părăsit și m-a crescut o familie care m-a adoptat. Și când am început să citesc Sfânta Scriptură, am găsit acolo să-și cinstești părinții tăi. Ce am eu de făcut acum ca să nu fiu vinovată față de Dumnezeu că mama mea m-a părăsit și tatăl meu? Răspunsul a fost corect: iartă-ți părinții. Porunca 5 spune să cinstești pe tatăl tău, dar nu spune părinții să cinstească copiii. Avem sub o altă formă exprimare: să nu întărâtați copiii voștri, da? Dar nu au binecuvântare, indiferent sub ce formă am trăit sau care cum am trăit, dacă noi nu trăim în pace unii cu ceilalți. Trăiți în pace unii cu ceilalți. Și aceasta fată, când a auzit răspunsul, a căutat părinții și a căutat să facă pace cu ei și i-a cinstit în continuare, chiar dacă a rămas mai departe la părinții adoptivi. Nu i-a părăsit, dar a trăit cu o inimă curată, împăcată față de părinți și nu mai era vinovată față de Dumnezeu și față de ei. N-avea niciun pic de ură. Așa trebuia să facă. E adevărat că acest ofițer nu avea pe nimeni dintre familia lui pe care i-a omorât și să-și ceară iertare, nu. Dar regretul acesta și conștiința lui era atât, era de torturată și nu putea să moară înainte de a-și mărturisi vinovăția. N-a găsit niciun răspuns. Și dacă n-a găsit niciun răspuns, credeți dumneavoastră că dacă vom proceda ca acest evreu și nu i-a dat niciun răspuns, credeți dumneavoastră că vom fi mântuiți? Nu. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Când face cineva rău față de mine, el nu știe că face rău. Nu! Mintea lui este complet întunecată și nu știe că face rău. Îl înfăptuiește cu plăcere și cu dragoste și cu toată inima. El nu știe ce e răul. Mintea lui a fost întunecată de către Satana și a făcut ce nu trebuia să facă. Și totuși Dumnezeu a spus: Tată, iartă că nu știu ce fac. E adevărat. Nu știu câți dintre ei au simțit iertarea și nu știu câți dintre ei au căutat iertarea. Să ne ajute Domnul să ne întoarcem la El din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul ca să fim mântuiți. La revedere!